Modelarea pomeților este o procedură minim-invazivă, nedureroasă, ce oferă rezultate spectaculoase, reface conturul facial, redă volumul pomeților, conferă un aspect proaspăt și înlătură aspectul de față căzută, tristă, îmbătrânită și obosită. Să ridicăm puțin pometul cu ocazia asta și scăpăm puțin de cearcăne și o să ai un aspect de față mai odihnită, mai întinsă, mai conturată, cu care ajută și pentru șanțul nazorabeal. Fiecare persoană are altfel de anatomie și în cazul asta este foarte important să vedem exact trăsăturile tale, să potrivim exact pometul, da? La nevoile tale. Că fiind trăsăturile diferite, pentru fiecare se potrivește altfel de modelare a pometului. Noi astăzi o să augmentăm puțin obrajul, ea zâmbește puțin. Ok, aici o să intrăm din zona asta și o să injectăm toată zona mijlocie a feței. Să întindem exact pometul în sus. Să observe că e slăbit, Alina. Procedura se realizează imediat, iar rezultatele sunt uluitoare. În procedura asta o să folosim o canulă, nu un ac. Dacă observa, canula este seamănă foarte mult cu un ac, doar că are capătul este bont. Astfel încât tratamentul nu este traumatizant. Canula decolește puțin țesutul și intrăm fără să tăiem. Odată ce folosim un ac, traumatizăm țesutul și din cauza asta apar și vânătăi. Odată ce folosim o canulă bontă, nu apar vânătăi din cauza că traumatismul este minim. Pentru redarea volumului pomeților, specialiștii folosesc acid hialuronic care se menține până la un an în organism sau grăsime proprie care ne ajută să arătăm bine 3-4 ani. Cu timpul pierdem volum la nivelul feței. Vrem, nu vrem, îmbătrânim, slăbim, ereditar, hormonal, stil de viață, pierdem volum, se lasă pomeții, apar cearcănele, ne dă un aspect de față mai obosită. Într-adevăr, unul din tratamentele care sunt acum în trend este modelarea pomeților. Odată ce readugăm volumul pierdut, ne dă un aspect de față puțin mai feminine, la bărbați puțin mai masculine, ne șterge cearcănele odată ce ridicăm pomeții, ne dă acel aspect de față mai odihnită. Procedura poate fi realizată atât de persoanele tinere, cât și de cele mai în vârstă, în orice perioadă a anului. Odată ce apelăm la un tratament mini-invaziv, cu rezultate imediate, fără timp de recuperare, ați văzut, nici înțepături, nu necesită nici timp de recuperare. Anotimpul nu ne condiționează, putem apela la tratamente și când e anotimpul cald, dar și în anotimpul rece. Vreau să vă spun că acum 2 săptămâni am avut o persoană, o femeie, în vârstă de 84 de ani, care au apelat la tratamente și am întrebat, doamna, la 84 de ani, acum am spus, domnul doctor, toată viața am avut grijă de cei apropiați mie, acum este momentul să mă simt și eu bine în corpul meu.